Asociația Județeană de Fotbal Argeș a programat pentru miercuri 2 octombrie jocurile din Cupa României, tur preliminar etapa 1. Iată programul acestei faze a competiției. AS Căldăraru, Unirea Hârsești, Unirea Costești, ACS Lunga Corbului 2000, Speranța Cornățel, Viitorul Ștefan cel Mare, Star Sport Argeș SA, Deportivo Mălureni, AS Micești 2002, Fotbal Club Corbi, Rapid Davidești, Partizanul Vlădești, Viitorul Rădești 2021, Voința Țițești, Vulturii Vulturești, Flacăra Boteni, ACS Schitugolești 2024, Gloria Berevoiești, Unirea Bugea de Jos, ACS Valea Mare Pravăț, Montan Rucăr, AFCS Cetățeni, Unirea Tricolor Șerbănești, Frizian Cătească 2023 și Flacăra Leordeni, ACS Oarja. Toate jocurile sunt programate să înceapă la ora 16:45.